Rușii continuă atacurile masive asupra Ucrainei. 5 persoane și-au pierdut viața, iar alte 19 au fost grav rănite după ce armata trimisă de liderul de la Kremlin a atacat o zonă de lângă Donetsk. Mai mult, bombardamentele rușilor au distrus complet și un sat din aceeași zonă. Satul Uraini, în regiunea Donetsk, a fost preluat de forțele armate ruse, iar confruntările armate continuă. Anunțul a fost făcut de general rus de divizie Igor Konashenkov, un purtător de cuvânt al Ministerului Rus al Apărării, și orașul Avdiivka a fost ținta unor tiruri de artilerie noaptea trecută. 5 civili au fost uciși, iar alți 19 au fost răniți. Orașul Avdiivka a fost ținta unor tiruri de artilerie și a unor bombardamente aeriene ruse, care au distrus complet un sat. Potrivit ultimilor informații, forțele armate ruse ar fi avansat cu 6 km în regiune. Bombele cu fosfor lansate de armata rusă distrug infrastructura civilă a orașului. Acest lucru este interzis de Convenția ONU. Cu toate acestea, lui Putin nu-i pasă. La poadă,